amenzi de 140.000 de lei pentru un celebru restaurant din capitală. Reprezentanții Protecției Consumatorilor au făcut o serie de controle în urma cărora au găsit mai multe nereguli. Printre acestea, produse expirate, semi-preparate fără etichete, utilizarea unor agregate frigorifice neigenizate, sistem de ventilație cu depuneri masive de praf și nerespectarea temperaturii de păstrare a preparatelor finite calde. Nu lipseau muștele și rugina. Controalele au fost făcute în perioada 1 iunie 15 septembrie la acest restaurant cu profil pescăresc. Autorit autoritățile au oprit de la comercializare sute de produse alimentare neconforme. Unitatea a fost închisă temporar până la remedierea deficiențelor, iar inspectorii propun închiderea de la șase luni la un an pentru abateri repetate. Reprezentanții Protecției Consumatorilor au precizat că vor fi transmise adrese către Primăria Sectorului 1, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Sănătate Publică.